Program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Cu mama abia la 17 ani, la mult timp după ce am fost vândută de către tatăl meu pe un rachiu. Bună ziua, sunt Adriana Stoicescu și vă invit în câteva momente să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. Veți asculta astăzi povestea unei femei care, pentru a scăpa de coșmarul în care trăia, a ucis. Timp de 17 ani, cât a fost ca și căsătorită, a fost bătută zi de zi. Atât ea, cât și copiii ei au trăit dintr-o bătaie într-alta, dintr-un scandal într-altul. Nu a știut cum să scape de acest coșmar. Inițial a vrut să-și ia viața, s-a răzgândit însă gândindu-se la copiii ei. Avea puțin peste 31 de ani când a ajuns la închisoare, unde în sfârșit a cunoscut liniștea. Cine este această femeie și care este povestea ei, aflați imediat! Crimă cu sânge rece într-o comună din imediata apropiere a orașului Făgăraș. O femeie și-a ucis soțul cu un ciocan. Așa scriau ziarele în 23 aprilie 2013 despre Elisabeta, o femeie din comunitatea de rom din zonă. Povestea Elisabetei Căldăraru este una cutremurătoare, o viață desprinsă parcă dintr-un film dramă, o poveste derulată între tradiții țigănești, durere și puterea de a fi mamă. Am fost măritată de către tatăl meu cu acest om care trebuia să trăiesc cu el, deci nici nu-l cunoscusem până atunci. Ne-am obișnuit, am crescut împreună și am devenit ca soț și soție. La un moment dat au venit și copiii, primul copil care s-a născut a fost pentru mine o mare bucurie. Nu simțeam bătăi, chinuri, aruncături prin casă, țipete, zbierături. Nu simțeam nimic. Mă bucuram de faptul că am dat viață unui copil. Se numește Maria, fata. Cu ea am trecut peste toate chinurile care am trecut. Mă obișnuisem. Era la ordinea zilei chestiile astea. Bătaie, înjurături, țipete, aruncături, la ordinea zilei. O discuție, dacă o țineam, nu putea să se termine cu loc de voie bună și cu pace. Trebuia să se termine cu gelozii, că n-am făcut, că n-am de res. Creșteam copilul ăla numai cu speranța că într-o zi va fi bine. A venit și al doilea copil. Nu munceam, nici eu, nici el. Cu ziua prin sat, munceam amândoi. Eu eram care aduceam în casă și creșteam copiii. El, pe altă parte, câștiga, ce câștiga, îi bea, făcea banii praf. Din cauza discuțiilor, deveneam la certuri, discuții, că n-aduce bani. El, ca să-mi închidă gura, mă întreba că pe ce am lucrat și că unde sunt banii, că de ce nu-i dau lui banii și eu cumpăram în casă pentru copii și pentru noi. M-am obișnuit cu chestiile astea. Îi arătam, îi cumpăram în casă tot ce trebuie, dar tot nu era mulțumit. Îmi spunea că banii care îi făceam îi am de la oameni pentru că am întreținut relații cu ei, deși știa că mă duc la muncă. Gelozia asta, pot să spun că ne-a adus pe amândoi în fazele astea. Era un om foarte retras și el a fost orfan și de mamă și de tată, ca și mine. L-am crezut, i-am dat încredere că știu cum este să crești fără mamă și fără, și mă gândeam că poate
chestiile astea l-a adus așa de... Nu avea niciun Dumnezeu în el, făcea totul de capul lui. Ultimul cuvânt la orice, orice, el trebuia, chiar dacă avea dreptate, el trebuia să aibă dreptate. Sunt 17 ani de zile cu acest om care am trăit. Și lăuză, și pe câmp, și acasă, cu toate mă zbăteam ca să fie bine. Una și una mi-o ținea că unde am fost, cu cine am vorbit, cu cine am lucrat, ce am adus, ce am făcut. Din cauza asta, eu n-am mai rezistat în fiecare dimineață să-l iert. Seara se întâmpla la fel. Stăteam cu frica și eu și copiii mei în casă că, vai de mine, se apropie iar noaptea și iar ne trezim cu aruncături, cu țipete, cu copii bătuți, cu mine, cu animale tăiate. În toiul nopții își făcea grătare. Era o persoană care îi plăcea să trăiască doar el bine. Nu-i păsa de mine și de copii. Eu pot să spun că, da, este adevărat, eu am fost o slugă pentru el. Din cauza că n-am avut mamă, n-am avut unde să mă duc, tata, dacă m-a vândut lui pe o jumătate de rachiu, n-am mai avut nicio putere unde să trag. Pe mama am cunoscut-o numai la 17 ani. Era noaptea de flori când Elisabeta s-a hotărât să-și omoare soțul. A luat această decizie după 17 ani de zile în care zi de zi a fost bătută și maltratată. Nu știe să spună dacă până în momentul comiterii crimei a avut vreun moment de fericire. Nu știe să explice ce este fericirea și nici iubirea de dinainte de închisoare. Nu a cunoscut nici liniștea. Singura ei realizare sunt cei 5 copii. Din cauza asta el, cred că, nu știu, a profitat de... N-aveam unde să mă duc, n-aveam încotro. Și a trebuit să stau, să sufăr cu el la rău și la bine. Din toată căsnicia asta pot să zic că 99% a fost de plâns, de suferință, de necaz. Și pot să zic că 1% a fost așa fericire, doar când s-au născut copiii. Câți ani aveți când v-ați căsătorit, când ați intrat în relația asta? 17 ani aveam. El avea 16. Am crescut împreună, ne-am obișnuit, chiar dacă nu l-am văzut, nu l-am cunoscut. Eram, nu știu, un om așa retras de toată lumea, nu comunica cu lumea, dar în schimb, el era stăpânul. Și ce s-a întâmplat? Dar s-a ajuns să fiți condamnată. Toate astea, în toți ăștia 17 ani, îmi tot aminteam. Fete măritate de la 9 și 10 ani, copii bătuți care nu-i lăsa să meargă la școală dacă se jucau cu alți vecini, îmi ieșea ceartă și scandal. Eu bătăi și însărcinată și la muncă și prin casă și tot. Toate astea, toate filmulețele astea, Mi le imagineam loc pe loc, toate veneau una după alta. Și am zis că dacă nu o fac acum, când, la bătrânețe, când o să fiu bătrână și nu mai pot să fac nimic. Chestia asta am vrut să o fac de mult, dar am zis că poate își revine, poate se dă și el pe brazdă, dar din ce în ce tot mai agresiv. Cred că de trească nu bea era mai periculos ca de băut. Atunci era mai rău. Și toate mi le spunea numai când se îmbăta. Bine, pentru el îi se părea toate niște filme care și le făcea el în cap, dar de fapt nu erau așa. Gelozia, pot să spun că l-a adus și pe mine. Nu mai suportam în fiecare dimineață să mă blestem cu icoana în mână, că... Deși știa toată lumea că eu merg în sat și... muncesc, nu făceam alte, nu era genul meu să... Pe Elisabeta am cunoscut-o în urmă cu 2 săptămâni în penitenciarul de femei de la Târgșor. Este una dintre cele mai liniștite și resemnate deținute. Își povestește cu mare durere și calmitate deopotrivă viața. În fiecare dimineață îl iertam. Timp de 17 ani, cred că m-am săturat să îl iert și noaptea se repeta la fel. Când venea acasă, trebuia să... toate la rând le găsea. Toate, ok.
Dar trebuia ceva să fie. Ori mă întreba că pe unde am mai fost și eu trebuia să-i spun că am fost la cutare și am lucrat. Și după aia lua copiii la întrebare și dacă vedeau că spune ca mine, poc, îi loveau și pe ei, dar fără milă. Cum dădea în mine, așa dădea și în ei. Câți copii aveți? Cinci. Mai am și încă o imaginație care nu... O amintire urâtă, rău de tot, cu fetele mele cele mari, când aveau 3 și 4 anișori. Cred că filmulețul ăla nu o să-mi iasă până când o să mor. Când le-au luat din pat și a dat cu ele de pământ, că a găsit ușa încuiată și nu i-a deschis. Mă duceam după el la bar. Am venit, îl țineam și bicicleta, îl țineam și pe el. Și acum am dat să dăm să deschidem ușa și ușa era pe dinăuntru închisă, că erau fetele în casă și s-au încuiat cu zăvorul. Și acum când a venit el, a zis că așa, că sunt moarte și ce face? Nu răspunde. Și am zis, mă, lasă-le că doarme, îți dai seama, sunt și ele copile, cum le-a luat somnul și pe ele, am lăsat televizorul aprins. Mamă, și când a intrat, a desfăcut ușa, s-a împins pe ea și a intrat în casă, vă spun direct, la pătuțul lor s-a dus. Cea mică era deja, s-a coborât din pat și cealaltă mare era în pat. Doamne, dacă mi-aduc aminte, dacă nu vreau să mai mi-aduc aminte, când le-a luat pe amândouă de aici și când a dat cu ele de pământ, una după alta și te-am spus, gata, mi-ai nenorocit fetele, să știi că o să faci pușcărie. Acum eu în timpul ăla m-am dus la ele să văd dacă sunt bine, vă dați seama, din somn mi le-a luat, din pat. Pe cealaltă mare, dar pe asta l-a luat-o din picioare. Eu m-am dus ca să văd dacă sunt bine. Vă dați seama, să văd dacă mai respire, că deja se învinețise la gură, nici n-a apucat nici să țipe. Și în timpul ăla dădea cu picioarele în mine, eu să le verific pe ele dacă sunt bine și în timpul ăla dădea cu picioarele în mine. Povestea Elisabetei este cea a multor fete de etnie romă pe care părinții le mărită de copilă. Nu știu, zău, cum am scăpat atunci. Era fata mea, era aici vânătă, ochii ei vineți când a lovit-o de podea, a tras-o de păr, a jucat cu ea în picioare până în pragul ușii. Ai, Doamne, nu mai pot să-mi amintesc. Cu băiatul de 5 ani, aveam bebelușul care îl alăptam și el se ducea la un om, la un român, ca să lucreze pentru 2 kg de lapte. Și dacă copilul m-a tras de rochiță și de fustă și mi-a spus, mamă, vreau și eu lapte, cred că mi-aduc aminte, i-am pus în pahar, a băut și nici n-a dus bine paharul de lapte la gură când i-a dat o palmă de... I-a mișcat și dintele, nici n-a apucat să înghită copilul și l-a luat la șuturi până în pragul ușii. Că ce măta face, eu muncesc și măta stă în casă, era ceva normal să stau în casă, că aveam și eu grijă de animale, de bebeluși, că măta stă toată ziua și eu mă duc și muncesc. Dar toți anii ăștia nu i-a mai socotit că eu mă duceam și aduceam în casă. Numai rău, astea, lucrurile astea le vedea. Că ce, el se duce și muncește și eu consum laptele și mâncare, când mânca toate bunătățile, scumpăturile și le cumpăra și mânca singur la masă și copiii se uitau și de multe ori îmi făcea semn ca să le dau și lor, Doamne, cred că numai din cauza asta am ajuns eu în cazul ăsta, câtă foamete și bătăi au răbdat copiii ăștia. Îi promiteam lui. L-ați omorât? Da. L-am omorât. În seara respectivă am fost bătută și eu și băiatul meu. Pe atunci avea 9 ani. Tot din cauza la chestiile astea, el s-a dus să ajute un om să bage țeavă, să bage apa, nu știu, ceva de gen. Lucrau acolo cu țevi în pământ. Și toată ziua nu mi-a venit acasă. Eu pe atunci aveam mâna ruptă, în gips o aveam.
Nu, credeți-mă, eram într-o stare, nu mai mi ardea de mine. M-am văzut cu mâna în ghips, nici de bebeluș nu mai vedeam, nu mai mă spălam, nu mai mâncam, nu mai vedeam nimic, nu mai vorbeam cu nimeni. Voiam eu să-mi iau viața. Chiar nici de copiii mei nu mă mai interesa, nu mai iubeam, nu mai vorbeam cu ei, nici cu lumea, nu mai ieșeam la muncă. O viață terminată. Aveam de gând eu să mă omor. La care mă tot duceam la bebeluș, hai că cu chiu, cu vai, mă duceam că era neapărat, plângea, țipa, trebuia, l-alăptam, dar nu mai aveam nicio speranță, eram terminată numai, doar că răsuflam. Gândurile alea le aveam ca să mă omor, să scap odată, nici la copiii mei nu mă mai gândeam, habar n-aveam. Credeți-mă, dintr-o dată ce mi-a venit așa, mă uitam pe bebeluș și l-alăptam și mă gândeam, Doamne, eu dacă îi face chestia asta, cu ei va rămâne copilul ăsta? O să rămână și ei orfan cum am rămas. Toate s-au schimbat loc pe loc, imediat. Am făcut altă schimbare, am zis că decât eu, să fie el. Asta este. Am vorbit cu Dumnezeu, mă pretenisem în ultimul timp cu Dumnezeu, doar cu el vorbeam. Orice se întâmpla, cuvântul lui îl pomeneam la icoană, mă rugam mereu, mereu, mereu. Chiar dacă eu nu mai aveam. Toate astea când s-au schimbat. Elisabeta își povestește drama cu detașare. A fost condamnată pentru omor la 7 ani de detenție. Ar fi putut lua detenția pe viață pentru fapta sa. Se pare însă că instanța a ținut cont de coșmarul pe care l-a trăit timp de 17 ani. Este încarcerată de 4 ani și jumătate. În seara respectivă am lăsat să doarmă după ce ne-a bătut. Eram mulțumită de ceea ce se va întâmpla și de-abia așteptam să se întâmple. De-abia așteptam. L-am lăsat să doarmă, a dormit toată lumea, și copii și el. M-am pus și eu într-un final lângă bebeluș, alăptând, m-a furat și pe mine somnul. M-am trezit pe la 3 noaptea. Și am zis, acum este momentul. Am văzut că toată lumea doarme, mai lipsea doar un singur lucru. Era unul dintre copii cu el în pat. L-am tras încet și l-am pus lângă ceilalți. Iar m-am uitat în casă, mă uitam la toți. Mereu, mereu venea filmulețele alea, toate amintirile, tot calvarul, tot ce am tras în ăștia 17 ani de zile. M-am dus, am făcut focul ca să-l fac din cauza să văd dacă se trezește sau nu. La orice mișcare simțea imediat, de data asta n-am mai simțit nimica. Nu știu dacă i-am dat tare sau încet, dar furia și toate filmulețele m-a dus acolo, l-am lovit. Copiii v-au reproșat ceva? Da, fata cea mică m-a întrebat, mi-a spus, s-a ținut de cap și a zis, mamă, ne-ai distrus. Acum, la un interviu, le-am văzut la televizor și chestiile astea, atunci în față nu mi-au spus atunci în față, una dintre ele, mamă, ne-ai distrus. În schimb, cealaltă a spus, a lăsat capul în jos și zice, știu. Nu știu la ce s-a referit, știu, a dat de cap și a plecat. Ele pe atunci erau măritate. Nu vedeau faza aia când îl scoteau pe taică-s-o și îl ducea cu targa în salvare. Nu vedeau, aveau și ele soacră și ca să facă mie rău. Duceți-vă și vedeți ce a făcut mama voastră, că l-a omorât pe tatăl vostru și eu criminală. Le-am împins din spate ca să vină până acolo, până acasă, ca să vadă. Au văzut și ele faza aia, când l-a văzut pe taică. Sau acum, după atâția ani, acum au spus, în scrisori de multe ori, la vizită, îmi spune, zice, mamă, tot rău ăsta care l-ai făcut, te înțelegem, nu te judecăm, ești și spre binele tău și spre binele nostru. Fiindcă s-au schimbat multe și acum vedem cum este viața. El n-au văzut, n-au știut niciodată ce sunt ele acum. Cum a fost când ați auzit condamnarea? Pentru mine a fost simplu și ușor. Fiindcă mă așteptam și la mai mult.
a fost încadrarea 1525. Eram mulțumită și cu aia, de faptul că am scăpat de tot. Ce condamnare ați primit? 7 ani. Întâlnirea cu închisoarea cum a fost? Nu mi s-a părut ceva nenormal, fiindcă eram conștientă și eram pregătită pentru ceea ce se întâmplă. Și faptul că eu am stat și la casa de copii și este ceva de genul, doar că sunt privată de libertate. Ceva totul era normal pentru mine. Nu putea să se întâmple ceva mai rău de ce am suferit eu. Ce lume ați găsit aici? O lume foarte deschisă, o lume în care am văzut și eu că cum este lumea. Eu știam doar una, un singur drum, un singur om. Aici am văzut multe caractere, am învățat foarte multe, știu cum să trăiesc. M-am schimbat și eu foarte mult. Cât de mult v-a schimbat închisoarea? Cum erați când ați venit aici? Eram și cum un acum? Copil imatur. Nu știam nimic, chiar dacă am avut 5 copii. Bine, lucrurile casnice era normal ca să le... Dar nu știam să comunic, să... Nu știam cursuri. Peste tot am fost aici. Am învățat foarte multe lucruri. Chiar dacă am fost la mine acolo și știam doar casă, gospodărie și înapoi de la vecini, nici cu vecinii nu stăteam, nici nu cunoșteam lumea și caractere, multe lucruri nu știam. Aici, prin femeile care au fost condamnate cu mine și care sunt, am învățat foarte multe lucruri. Adică, ce ați învățat? Am învățat să fiu eu încrezătoare, ascultătoare, să respect. Nu știam, vă spun, respectam doar pe bărbatul meu, chiar dacă, dar am învățat să înțeleg persoana de lângă mine. Nu știu ce să vă mai spun, dar multe, vă spun, văd viața colorată, în multe culori. Știam doar o culoare. Am învățat să merg la, să particip peste tot, am învățat să fac origami, care nu știam ce înseamnă cuvântul ăsta măcar. V-ați făcut prieteni aici? Da, foarte multe. Noi niciuna nu m-au judecat, nu mi-a spus nimic, numai când le-am o vorbă, dacă au dedus că sunt o fată care am suferit, care am avut necazuri. Și au dat seama după cum, nu, adică nu mințeam, nu furam și a văzut că sunt cu minte, toate s-au atașat de mine. Eu chiar dacă am suferit ce am suferit în viață, dar am fost o persoană deschisă cu toată lumea, n-am arătat rana care am avut-o în suflet. O am și acum. Nu, aia nu dispare niciodată. Elisabeta Căldăraru, femeia care și-a ucis soțul cu sânge rece, nu se consideră o criminală. Povestește cu o tristețe aparte că pentru ea închisoarea a însemnat pentru prima dată în viața ei liniște, reinventare și mulțumire. În detenție a reușit să se descopere. Ca să nu fac lumea de lângă mine să simtă ce simt eu, eu sunt mai presus. Vreau să arăt că pot să merg mai departe și că am mers mai departe și că am avansat. Vă considerați o criminală? Nu. Nu mă consider criminală și nimenea nu mi-a zis lucrul ăsta. Cred că rare ori când l-ascult așa, l-aud, dar nu mă consider, nu mă lovește. Fiindcă lucrul ăsta a fost pentru mine un lucru, neapărat trebuia să fac ceva. Am fost nevoită și împinsă. Nu sunt eu felul meu, genul meu. Dacă am făcut odată, să se mai întâmple și a doua oară. Chiar dacă l-am premeditat cu ani de zile înainte. A fost ca să scap eu din cavarul ăsta și copilașii mei, care n-aveau nicio vină. De multe ori le spuneam, când îi vedeam că îi bate, fugeam unul la altul în brațe,
ne îmbrățișam și le promiteam mereu că o să ne fie bine într-o zi. Și în ziua de azi îmi spune că tot răul ce a fost e spre bine. Cum vă descrie copilăria? Am avut și eu o copilărie, cred că dacă o pun în balanță cu ce am tras în ăștia 17 ani de zile, cântărește mai rău, mai chinuitor. Am fost chinuită și acolo, mai ales pe vremea lui Ceaușescu. Nu știam ce sunt topogane, să merg în excursii, nu știam o jucărie. Cuvântul mama din cărți l-am învățat. Vedeam copii că zice mama, mă duc acasă și mama așa. Nu-mi păsa de nimica, nu. De-abia la 17 ani am realizat și eu, când am întâlnit-o atunci la 17 ani, dar dacă nu mă mărita tata, nu o găseam. Exact în satul ăla, acolo unde m-am măritat, acolo am găsit-o. Cum a fost întâlnirea cu mama? Ceva normal, nu ne-a atras nimica. Nu știu pe ea, nu știu. S-a văzut în ochii ei că plânge, dar eu n-aveam nimica. Nu m-am bucurat, nu, nimic. Dar ce s-a întâmplat? De ce n-ați crescut alături de ea? Păi, din ce mi-a povestit tata când a scăpat și el de la pușcărie, mi-a povestit că n-a mai găsit-o pe mama cu bebelușul, că ea se măritase și pe mine m-a lăsat de la 3 luni în spital. Bărbatul ăla care a avut să o ia, i-a zis că trebuie să scap de copil ca să te pot, să ne putem lua. Și ea a făcut în așa fel ca să îmi dea oțet, să mă îmbolnăvesc, să mă interneze acolo și am rămas definitiv acolo. Ea ți-a reproșat că v-a abandonat? Nu, dar nici nu mă trăgea inima, n-aveam nicio să stau de vorbă cu ea, doar o salutam. Mai avea încă 2 fete și faptul că lor le dădea lucruri noi și mie îmi dădea resturile de la ele, nu se purta, adică era milă și de mine, dar pe ele le iubea ca prințese și pe mine mai puțin. TV. Justiția din campioană, corigenta României. Dacă încerci să ai o discuție rațională despre toate nebunile pe care le-au făcut pesediștii cu Iordache, cu Șerban Nicolae, înseamnă că ești cu Soros și ești cu ăștia din piață. Conduc serviciile, partidele politice sau guvernul României. PSD-ul va trebui să conducă țara un an, doi, cel puțin până în 2020. Ce e mai bine, un securist sau un hoț? Meritocrație sau coruptocrație? Mihai Lucan a fost unul dintre greii Clujului. Și când discutăm despre greii Clujului, discutăm despre grupul de la Cluj, discutăm despre niște băieți din serviciile de informații. Vezi Dosar de politician cu Silviu Mănăstire. Nu vom putea închide trecutul nostru recent și să ne uităm spre viitor până nu vom rezolva noi ca țară dosarul penal al Revoluției Române. Pe B1 TV. Elisabeta Căldăraru, o poveste de viață desprinsă parcă din cărți, o existență plină de tristețe și de durere. Are 37 de ani și tot ceea ce își mai dorește de la viață este să îmbătrânească liniștită lângă copiii ei. Vrea ca toți cei care îi ascultă povestea să tragă învățămintele de rigoare. Ați păstrat legătura de când ați? Am încercat, să știți că în primul an am încercat să-i scriu. Dacă am văzut că nu mi-a răspuns la prima scrisoare, i-am mai trimis după o câteva luni altă scrisoare. Am zis că nu are timp și din astea. Nici la a doua nu mi-a răspuns. Acum știe unde sunteți? Da, știe. Păi a venit cei de la protecție de acolo să întrebe dacă îmi ține
dacă vrea să aibă grijă de copii și azi că nu. V-a vizitat vreodată la închisoare? Nu, nu. Păi dacă nu mi-a răspuns la scrisoare, dar emite să mă viziteze. Și mai am încă 5 frați. Că nu-i numai... Eu cu mama m-a făcut doar pe mine, ea mai are cu altul încă 3, cu altul încă 2 fete. Și mai avem mai mulți frați, nici ceilalți nu au vrut să țină legătura cu mine. Ce înseamnă mama pentru dumneavoastră? Mama este un lucru obișnuit și mi l-aș dori din tot sufletul, că văd pe toată lumea că folosește cuvântul ăsta mamă și văd pe copiii mei când spune mamă. E un cuvânt foarte și un lucru foarte mare, cuvântul mamă. Dar eu, pentru mine nu contează nimica. Un lucru normal. Și regret faptul că am crescut fără mamă și am pierdut multe. Astăzi, dacă aveam mamă, nu eram aici. Poate mă duceam, mă mai sfătuiam. Mai... Regretați ceva? Da, regret foarte multe lucruri, că am pierdut perioada în care trebuia să-mi cresc copiii. Și mai ales bebelușul, care a fost luat de la 5 luni și n-am ajuns ca să-l cresc. Și de-aia îmi doresc din tot sufletul să țin din nou un bebeluș în brațe. Nu, chiar dacă nu este al meu, dar mă oftic că am pierdut, el are acum 5 ani. Când o să-l mai iau eu? Știu să mai dau... unde sunteți? Da, știu. Nu, cel mic, mă refer, știe unde e. Da, doamna asistentă maternală ține legătura cu mine și povestește de mine. Eu îi trimis scrisori. Vă dați seama că eu, când o fi să mă întâlnesc cu el, o să... Pentru amândoi intrăm în viața unui altuia o schimbare totală. Pentru el va fi mai greu, pentru mine o să fie mai așa. Chiar dacă nu se va acomoda. Că mi-au spus fetele că s-au obișnuit să-i spună mamă. Lasă să-i spună că l-a crescut. Îi vei povesti despre închisoare? Da, dar nu acum. Acolo, pe la 18 ani. Și ce îi vei spune? O să-i spun viața care... O să însemne o istorie. O să-i spun ca o poveste tot ce s-a întâmplat. Elisabeta Căldăraru este singura deținută din pușcăriile românești care vorbește despre închisoare detașat, descriind-o ca pe o excursie. Spune că pentru ea închisoarea a reprezentat o tabără. Mai are de stat în penitenciarul de la Târgșor 3 luni. Ce ar trebui să știm noi, cei de afară, despre închisoare? Că închisoarea câteodată este bună, credeți-mă. Nu știu dacă pentru toți. Nu cred că e pentru toți. Pentru mine a fost foarte bună închisoarea. Aici m-am cunoscut mai bine pe mine însumi. Am văzut foarte multe lucruri noi în viață care nu le-am întâlnit și nu le-am auzit, nu le-am văzut. Aici m-am dezvoltat total, credeți-mă. Am văzut foarte multe și am învățat multe lucruri. Sunt pregătită, pot să spun că sunt pregătită pentru o nouă viață. Cum vă vedeți viața de după închisoare? Într-o nouă casă și cu copiii mei, familia mea, loc de muncă, fericită. Să nu mai fiu chinuită, vă dați seama, un nou început. Să nu mai fie viața care a fost odată, să fie o nouă viață. Să am eu casa mea, să fiu eu stăpână. Să nu mai fiu chinuită, să nu mai fiu tot o zdroabă, puci în sus, spune. Să fiu comunicativă cu toată lumea, unde muncesc, acolo. Vă vedeți având o nouă familie? Nu știu, nu. Eu una nu. Numai fiindcă am luat frica, îmi este frică să mă mai mărit. Stau așa liniștită, singură, cu copiii mei, muncesc, dar ca să am partener de viață numai. Nu se mai merită. Credeți că veți fi acceptată de societate? Da, eu zic că da.
Din momentul când îmi doresc ca să comunic și să spun, să-mi cer ajutorul să muncesc, eu zic că da. Și să fiu respectoasă, da. Eu nu bănuiesc un lucru să mă respingă sau nu. Fiindcă mă cunosc destul de bine. Cum v-ați descrie? Eu sunt, cum aș descrie, o persoană foarte... Când știu că am un lucru de făcut, sunt punctuală atunci. Sau când, chiar dacă am mai multe lucruri de făcut, le rezolv încet pe toate. Sunt foarte... să le termin pe toate. Foarte ambițioasă. Nu las de pe o zi pe alta un lucru ce-l pot face astăzi. Ce credeți că e cel mai important în viața unui om? Ce să fie? Sănătatea? Pe primul loc. Liniștea sufletească și încrederea în tine. I-ați aprins vreodată vreo lumânare soțului? Nu, și nu m-aș gândi. Nu. Am rămas foarte marcată, credeți-mă. Mi-au spus, am fost acum la vizită ultima oară câteva luni și a venit discuția cu fetele și mi-a spus de tatăl lor. Că le-am întrebat pe unde ați mai fost, ce ați mai făcut, la care îmi spune cea mică. Am fost și la cimitir la tata și am rămas așa. M-am mirat. Și la care spune, are Evo problemă că am fost și am aprins o lumânare? Vă dați seama că am amuțit. Am spus, nu, bine ai făcut. Și îmi spune, așa cum a fost rău, alcoolist, ne bătea, a fost tatăl nostru. Bravo, te apreciez, i-am spus. Și îți mulțumesc că nu lași urme. Merge înainte. Am apreciat-o de faptul că mi-a închis gura și a fost ambițioasă și a făcut ceea ce a simțit. Nu ținem dușmănie pe chestiile astea. Elisabeta este femeia fără de copilărie. Nu știe ce înseamnă să te joci, să ai păpuși și să ai mamă. Nu știe ce este iubirea. Singurul sentiment profund pe care îl știe este iubirea necondiționată pentru copiii ei. A văzut că n-am avut treabă. Chiar a auzit, s-a bucurat când am primit o scrisoare de la un băiat. Ne-a mai scris așa, trecere de timp, dar am început să ne cunoaștem. La care mă întreabă tot fata asta mică, că ei mai... m-a întrebat și că cu scrisorile cum stai, cu băiatul ăla cum stai, zic. Păi n-am mai vrut să-i mai scriu, că nu vreau să-i mai îi umplu capul și nu simt nevoia încă, nu sunt pregătită. Și că, ba da, mamă, poți să-ți faci viața, poți să-ți găsești și tu unul ca să-ți treacă timpul, să nu... Dar nu, să nu stai cu frica că noi acum spunem că gata, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și că să nu mai... Nu, ești tânără, poți vrea din contră. Și a spus, nu e momentul, acum mai vorbim noi de altă dată despre chestiile astea. Din contră, mă încurajează ca să am și eu un partener. S-a bucurat când a auzit că mi-a scris cu un... la care s-a supărat că n-am mai vrut să mai scriu cu el, că am zis că face parte și a fost și el la pușcărie. Ce reprezintă iubirea pentru dumneavoastră? Of, o altă iubire, nu știu, doar iubire de față de prieteni, copii. O prietenie între doi... între soț și soție, pot să zic că n-a existat niciodată și nici nu știu cum este. Dar v-ați imaginat-o vreodată? Da, acum când văd filmele astea, regret că nu n-am avut parte de iubire așa cum văd în filme. Și nu vreți să aveți parte? Chiar dacă se întâmplă, nu, e târziu, nu mai. Dacă ar fi să fie soțul nostru acum... aici, în față, ce i-ați spune? Credeți-mă, câteodată stau și mă gândesc și îmi spun așa în sinea mea că
am greșit că am făcut chestiile astea, că mai bine stăteam până la bătrânețe așa cum era cu el, doar ca să stau lângă copiii mei. Știți cât îmi este de dor și le duc lipsa la copii. Chestiile astea mă apasă, nu din cauza lui, n-am eu, doar din cauza că vreau să fiu cu copiii mei. Elisabeta își aduce aminte cu amărăciune de primele luni de detenție, spune însă că s-a obișnuit repede și a făcut prietene și a început să învețe. Detenția a reinventat-o. Cu ce v-ați obișnuit cel mai greu aici? Să știți că nu, absolut, primul an a fost mai așa, că nu eram în starea aia în care am stat despărțită de copii până m-am atașat, a durat ceva timp, atunci. Nu comunicam cu nimeni. Și chiar toată lumea vrea să vorbim, să povestim. Mă scotea afară la curtea de aer. Stăteam în cameră singură și îmi imaginam zilele care eram cu copiii mei acasă, că ce-am putut pierde. Stăteam și mă gândeam, Doamne, de ce am făcut chestia asta, că am pierdut copiii mei. Ce reprezintă închisoarea pentru dumneavoastră? Pentru mine închisoarea asta reprezintă, nu știu, pot să spun că am fost undeva plecat ceva vreme și am învățat o experiență de viață. S-au întâmplat și lucruri plăcute și neplăcute, ceva normal, ca și în libertate. Pentru mine închisoarea a însemnat, v-am spus, o excursie. Am fost undeva într-o tabără și am stat mai mult timp. Și a fost furtună, a fost ploi, după aia a fost soare, a fost cald. Care a fost cel mai greu moment în închisoare de până acum? Faptul că eram singură, eram cu moralul decăzut. Nu aveam pe nimeni, vă dați seama că dacă vine cineva și îți mai spune câte una, câte alta, parcă mai... Dar așa, singură, așteptarea asta, să treacă timpul, să-mi văd copiii, asta m-a omorât. Să tot trăiești cu speranța și nu se întâmplă nici atunci, asta pe mine m-a determinat. Mă șoca chestia că eram singură, adică și vina mea era că nici nu comunicam cu nimeni. Și dacă mă vedea cineva așa, nu mai venea lângă mine, nu mai o lăsăm că e supărată, e și ea în ale ei. Și cădeam acolo, nu mă mai ridicam. Eram singură, nevizitată, nenimic. Vă dați seama că dacă mai venea cineva la mine la vizită, poate că mai ridica moralul, dar așa... Asta a fost mai pentru mine. Așa nu mi-a fost greu între femeile care au fost ca mine, că sunt mai multe și cu mai grele cazuri și mai grave și mai simple și mai... Nu se consideră o criminală. Spune cu o sinceritate ieșită din comun că ea doar așa a știut să scape de coșmarul în care trăia. Nu a știut ce decizii să ia, nu a avut cu cine să se sfătuiască. Ea a fost doar femeia vândută soțului pe un rachiu. Cât mai aveți de stat aici? Păi, aproximativ 3 luni. Și cum vedeți perioada asta? Vai de capul meu, nu mai am răbdare, știți cum mă gândesc? Așa de greu trece. Mai repede mi-a trecut în toți 4 ăștia ani. Nici n-am simțit, pot să spun că am trecut foarte repede. Primul an a fost mai greu. Dar astea 3 luni îmi pune capa care le mai am. Nu dorm noapte, nu... Totdeauna trebuie să fac ceva, să treacă timpul, să-mi înșel timpul, să treacă repede. N-am cum, că timpul tot greu trece. Care e primul lucru pe care îl veți face când vă veți elibera? Of, Doamne, sunt multe lucruri. Primul lucru care o să-l fac, vă dați seama că o să mă duc direct la copilașii mei. Mă duc la copilașii mei să ne strâng, să plângem, să râdem, să ne bucurăm, să ne îmbrățișăm, după care va urma să discutăm că unde o să mă stabilesc eu mai încolo.
Bine, dar atunci o să fiu bucuroasă, o să profit de momentul atunci, când o să fiu atunci. După care, timpul le va rezolva pe toate. Tata dumneavoastră unde e? A murit în primul an, când am căzut la pușcărie. Cu el mai țineam, dar vă dați seama că dacă era el, dacă mai trăia el, poate nu eram așa. Eram și, trecea și mie mai repede, eram și eu mai altfel. N-am avut parte nici de tăicuțul meu. El, săracul, venea de când era mică, la grădiniță, venea, mă căuta mereu, mereu. Până când am fost la profesională, a venit de acolo, m-a scos și m-a dat lui bărbatul ăsta care trebuia să trăiesc cu el. Că ne-am cunoscut, că nu ne-am cunoscut, asta e datoria și tradițiile la noi. Că am fost de acord că nu, a trebuit să-l iau. Cum v-ați descrie viața de până acum? Cum a fost? Da. Ca într-un film, când începe un film cu două personaje care se cunosc atunci, cresc împreună, după care formează o familie și după aia o să se termine groaznic, cu dramă. Se întâmplă multe, multe. Aveți un mesaj pentru cei de afară? Da. Dacă aveți o căsnicie și dacă vedeți că soțul, concubinul, ce este, vă jignește un pic sau vă vorbește urât sau vă... Numai o singură palmă dacă vă dă, nu lăsați. Fiindcă crește puterea și nu o să mai puteți face nimica. Nu dați și a doua șansă, că se va repeta și a doua și a treia oară. Elisabeta Căldăraru, femeia care a cunoscut liniștea abia în închisoare, o poveste cutremurătoare de supraviețuire. Sunt Adriana Stoicescu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Condamnații.